Era odată un călugăr care căzuse în multă nepăsare și avea gânduri să se întoarcă în lume. Deci s-a dus în locul lui natal, Cefalonia, unde se știe că aleargă cei demonizați datorită vindecărilor făcute de Sfântul Gherasim. Mergând să se închine și el la Sfântul, s-a întâlnit pe drum cu o demonizată care i-a zis: "Știi ce ții în mâna ta? Dacă ai ști cât mă arde acest metanier pe care tu îl ții din obișnuință." Călugărul a rămas ca trăsnit. A fost voia lui Dumnezeu ca diavolul să-i vorbească în acest fel și și-a revenit. Dumnezeu l-a luminat și și-a zis în sinea lui: "Iată, uite ce fac eu, ticălosul. Țin în mâna mea cea mai puternică armă și nu pot să biruiesc un diavol. Și nu numai că nu pot să-l răpun, dar mă trage și mă duce unde voiește." După cele întâmplate, a plecat pocăit la mănăstirea lui și a pus iarăși început bun, sporind în rugăciune și în viețuirea monahală, încât s-a făcut pildă de folos multora.